Pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celui întru Sfinț Părintele nostru Ioan, gură de aur, patriarh Constantinopolului, cu ale Sfinților mucenici Evlampie și sora lui Evlampia, a cărora pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților erarh Grichere Mărturisitorul și Ioan Maximovici, cu ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Ioan Ecofozevitul, cu ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. În rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Iubiților credincioși, un mare cuvios din Serbia spunea ce este, se întreba un mare filozof, un mare teolog, un mare trăitor. Spunea ce este omul și tot el răspunde. Omul este, de multe ori se aseamănă cu un verme de mătase, care se închide în pismaș, în coconul său, adică în acea gogoașă pe care și-o croșetează și-o împletește. Și ea răspunde ce este omul. Omul este un pumn de țărână sângerie în care se află plămada tuturor nemărginirilor. Dacă se înalță spre înălțim, se pierde în acest infinit de nemărginiri ale lui Dumnezeu. Dacă se apleacă spre adâncuri, se aseamănă cu diavolul. Ce este omul? Omul este un Dumnezeu, spunea, în țărână, sau de multe ori, un om îmbrăcat, un demon îmbrăcat în haine somptuoase. Deci iată cum vedea acest filozof, acest mare trăitor, slujitor al bisericii, cum vedea el omul. Spunea, omul este de multe ori, se ocupă de gânduri mărunte, de gânduri tuberculoase și precum molia se înfinge în lâna oii, așa omul se acoperă cu crusta acestui pământ și deasupra lui ard nenumărate torțe și clocotesc nenumărate lumi. Adică omul, ca și căpușa, nu vede altceva decât crusta acestei lumi, se ocupă de gânduri mărunte. Dar cele pe care îl interesează, de acelea nu se îngrijește. Și spune acest cuvios, care sunt cele mai mari probleme ale omenirii? Și cugetând la toate lucrurile din viața aceasta, spune, moartea și păcatul sunt cele mai mari probleme ale omenirii. Și toate trebuie privite din prisma aceasta. Și cel ce a birit moartea, acela este Dumnezeu adevărat. Acela este făcătorul cerului și al pământului. Și nimeni n-a birit moartea în lumea aceasta decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Când spune acolo Evanghelistul Ioan că cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit într-un noi, spune în aceste patru cuvinte, cuvântul trup s-a făcut, se cuprinde toată Evanghelia. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a binevoit să ia trup asemenea nouă, să se facă om întru toate afară de păcat. El este singurul fără de păcat. Dar pentru ca
a luat asupra sa neputința firii noastre, foamea, setea, moartea, frica morții, durerea. Și în felul acesta a birit păcatul și moartea. De aceea Dumnezeu este atot iubitor de oameni și atot bun. Este cel singur blând și suav care se pleacă la toate neputințele noastre, care a vindecat toate bolile noastre, biruind moartea și păcatul și înviind din morți, a dat omenirii pace, a dat omenirii cea mai mare bucurie, bucuria nemuririi, a nestricăciunii, a moștenit toate aceste nemărginiri, toate aceste atribute care izvorăsc din Dumnezeu, viață veșnică, nestricăciune, bucurie, dulceața aceasta, lumina care izvorăște din Dumnezeu, care dă sens existenței umane. Deci iată, iubiților credincioși, că singurul care a venit moartea și rezolvă aceste mari probleme ale omenirii nu este altul decât cel din Evanghelia de astăzi, care vine în Nain și întâlnește la ieșirea din cetate, întâlnește acel cortegiu funerar și se apropie cu milă de acea mamă văduvă îndurerată care ducea la groapă pe singurul ei fiu. Și vedeți, frățile voastre, oprește acest convoi de oameni, se atinge de sicriu, ceea ce evreii nu făceau, pentru că îl considerau mortul, spurcat, iar Dumnezeu vrea să arate că nu este spurcat omul, ci păcatul l-a adus în felul acesta. Dumnezeu a făcut totul bun și frumos și sfânt și de aceea se atinge de trup, se atinge de sicriu, ca cel ce a făcut totul și l-a zidit pe om după chipul și asemănarea sa și înduieșându-se de durerea acelei mame, nu așteaptă să fie rugat, ci spune: tânărule, ție zic, ridică-te, scoală-te. Și în clipa aceea s-a întors înapoi, cum s-a citit și la Cazane, sufletul acelui copil, acelui tânăr în trupul său, și a stat drept înaintea acelora și l-a dat mamei sale sănătos și a mers mai departe cu ucenicii săi, propovădind cuvântul Evangheliei, cuvântul vieții veșnice și buna vestire, că El a venit în trup să mântuiască pe om. El a venit să ne izbăvească din această durere pe care apasă neamul omenesc, moartea și păcatul. Și a făcut nenumărate semne și minuni, arătând că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Mântuitorul. Și nimeni dintre oameni n-a zis: eu sunt învierea, eu sunt viața, cel ce crede într-un mine chiar de va muri, viu va fi, eu îl voi învia pe el în ziua de apoi. Eu sunt lumina lumii, eu sunt pacea și adevărul, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Așa grăia în fața evreilor și evreii luau pietre să-l omoare, spunând: ești îndrăcit, ești nebun. Și Mântuitorul le spunea: dacă în Scripturi spune, iar voi toți sunteți Dumnezei, despre oameni spune prorocul, spune Duhul Sfânt prin gura lui, voi toți sunteți Dumnezei și muriți ca unul din boieri. Deci, cu alte cuvinte, spune: dacă pe aceea i-a făcut Dumnezei, dar eu care vin din cer, vin de la Tatăl pe pământ, care sunt de o ființă cu El, pe în mine, de ce nu credeți? Care vedeți atâtea semne și minuni care am făcut, nimeni altul n-a făcut așa ceva. Numai să zică cu cuvântul, să se ridice mortul, să vindece ologi, chiorbi, ciungi, leproși, mii și mii, veneau și din Siria, veneau și din Fenicia, din toate țările, împrejurimile, veneau ca să-i vindece Mântuitorul. Și pe toți îi vindeca, și umbra sa. Și numai se atingeau de hainele lui și se vindecau. Deci, iată, iubiților credincioși, Mântuitorul ne încredințează prin multe semne și minuni că El este Mântuitorul lumii.
Iar învierea din morți a Mântuitorului este cel mai mare adevăr din istoria omenirii. Dacă Hristos nu învia, apostolii nu puteau face minuni. Ei care erau neînvățați, ei care nu aveau bani, care nu aveau arme, care nu aveau relații, ei puteau să birie pe împărații lumii, pe acești tirani înarmați până în dinți, pe aceștia plini de filozofie, pe greci și pe ceilalți ai lumii, nu puteau iubi ținei. Erau niște fricoși, ați văzut cum s-au închis în casă, s-au zăvorât de frica iudeilor. Dar iată că Mântuitorul înviind și s-a arătat 40 de zile, i-a încredințat că a birit moartea, a înviat cu același trup cu care a pătimit pe cruce, a lăsat rănile deschise, s-a lăsat pipăit, a mâncat cu ei. Le-au spus toate tainele și a spus, sunt multe altele care acum nu le puteți pricepe, dar voi trimite pe Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi, cel de o ființă cu mine și cu Tatăl, și acela vă va învăța pe voi toate. Că, cum v-am mai spus, Dumnezeu are un principiu și lucrează, Tatăl toate le lucrează prin Fiul și le desăvârșește prin Duhul. Când preotul se roagă ca să înceapă Sfânta Liturghie, să înceapă Sfânta Proscomedie, ridică mâinile în sus către cer, către Dumnezeu și spune așa, Doamne, trimite mâna Ta dintr-o înălțime și mă întărește spre slujba Ta ce îmi este pusă înainte, ca neosândit să stau înaintea înfricoșatului Tău jertfelnic și să săvârșesc jertfa cea fără de sânge, ca Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Și așa începe el proscomedia. Deci Dumnezeu spune, Doamne, adică Tată, trimite mâna Ta, adică trimite pe Fiul Tău, să mă întărească, să-mi dea Duhul Sfânt, să mă lumineze cu Duhul Sfânt, ca să pot să săvârșesc această taină. Deci, vedeți, Sfânta Treime se ascunde în toate. În toate lucrările, iubiților credincioși. Și toate îl arată pe Dumnezeu. Și în Scripturi, în multe locuri, găsim pe Dumnezeu răudat în treime. Un singur Dumnezeu în trei fețe, în trei persoane, dar o singură dumnezeire, o singură lucrare, o singură putere, un singur Dumnezeu Sfânt a Treimii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, un Dumnezeu în trei fețe, nedespărțit și neamestecat. Așa, iubiților credincioși, să înțelegem noi pe Dumnezeul nostru care vrea mântuirea omului. Deci cele mai mari probleme sunt acestea, moartea și păcatul. Și Dumnezeu a rezolvat toate acestea. Dar omul se ocupă de gânduri mărunte. El nu se mai ocupă de înviere. Deși moartea pasă, stă ca o sabie pe gâtul omului. Nu știi când mori. Omul se îngrijește de acest ceas al morții. Se îngrijește de avuții, se îngrijește de plăceri, se îngrijește de ură, de toate, de putere, de orice altceva, numai de înviere nu se îngrijește, numai de clipa morții nu-i pasă, unde se duce. De aceea acest sfânt spune, este ca o căpușă care se înfringe în lâna oii și se ascunde sub crusta aceea, nu-l interesează decât ce e sub crustă, decât ce e în pământul acesta, dar nu privește spre înălțimi, spre Dumnezeu, spre veșnicie. De aceea, iubiților credincioși, învierea este cea mai mare sărbătoare, cea mai mare bucurie a noastră, că aduce nemurire, nestricăciune. Vedeți, frățile voastre, viața fără înviere, fără Iisus Hristos, fără Dumnezeu omul, este o nebunie, este o barbarie, o tâmpenie. E o nebunie lumea fără învierea lui Hristos, fără această mântuire care ne-a dat Dumnezeu în dar. E ceva sângeros, ceva tiranic. Nu mai uitați-vă în Ucraina cât se distruge. Se distruge această țară centimetru cu centimetru. Mor mii de și mii de oameni. Oare cei care au pornit acest război sunt creștini? Sunt oamenii lui Dumnezeu? Nu sunt, iubiții mei. Oare Putin este creștin? Oare îl interesează pe el veșnicia sau biserica lui Hristos? Nu îl interesează, iubiții mei.
Putin nici nu este creștin, este erou. Putin nici nu lucrează pentru Hristos, lucrează pentru Antichrist, pentru imperiul acesta care va să se întindă de la o margine alta a pământului și va veni acest om al fără de legii să-l scoată pe Hristos din sufletele oamenilor. Pentru aceasta lucrează Putin și Biden și celălalt nebun, nu știu, mai știu cum îi mai zice, care a fost înaintea lui tot președintele Americii, Trump și ceilalți, iubiții mei, toți fac parte din această elită a evreilor și vor să-l instaureze pe acest om fără Dumnezeu, pe omul Satan, pe fiul lui Lucifer. Și zic fiu pentru că adică va fi după inima lui, va avea în el numai ură față de om și față de Hristos, față de Iisus Hristos și de biserica lui. Și în felul acesta va distruge pământul. Deci nu sunt ei să se acoperă cu aceste nume, că sunt creștini, merg în biserici de teatru, dar să nu credeți în ei. Îți strică cineva un pahar, ți-l sparge și nu mai poți să-l faci înapoi și te doare sufletul. E un lucru al tău, pierzi ceva și îți pare rău, dar atâta pământ distrugând, atâția oameni, baraje, centrale, atâta suferință, sunt sataniști, iubiții mei. Lumea e condusă de sataniști. De aceea este atâta durere în lume. Vedeți câtă moarte, cât sânge, câtă nedreptate, câtă durere, câte lacrimi. Nici nu se mai vine să râzi de la atâta durere cât clocotește pe pământ. Și aceștia zic că conduc lumea, interesează de lume. Nu. Cine nu iubește pe Iisus Hristos, cine nu iubește biserica Lui și această mântuire a omului, acela este un dușman al omenirii și un prieten al Satanei. Și ei fac acest lucru. Ei fac premeditat. Bine știind ce fac. Nu le pasă. Ați văzut? Zelenski și-a luat soția, copiii, i-a închis bine în buncăr și voi mergeți la moarte. Acum dansează, se filmează, familia lui trăiește. Nu contează câți mor, cine mor, ei trăiesc. Aceasta este premisa pe care, ideologia după care se conduce. Noi care conducem, trăim. Ceilalți nu contează că mor un miliard, două, să moară. Înțelegeți, frățiile voastre, așa s-a ajuns. Așa e gândirea lor. Dar vedeți, frățiile voastre, cum este biserica lui Iisus Hristos? Biserica lui Hristos spune așa, Hristos este cap bisericii. Și noi toți creștinii botezați în dreapta credință și împărtășiți cu trupul și sângele lui, suntem un trup. Suntem mădulare în parte ale lui Iisus Hristos, ale acestui trup. Toți cu sfinții din cer, cei de pe pământ, alcătuim un trup. Și dacă te doare un deget, te doare tot trupul. Și atunci toată ființa ta se concentrează asupra acelei dureri, ca să scapi de ea, să o vindeci. Deci, vedeți, îți asumi această durere. Deci cel care îl trăiește pe Hristos își asumă suferința întregii omeniri, a săracilor, a vădvilor, a bolnavilor, a celor care știu, a celor care nu știu, el își asumă totul. Pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcându-se om, unind creatul cu necreatul, adică el fiind necreat, unind dumnezeirea cu materia, în felul acesta și îndumnezeind-o, îndumnezeind firea omenească, a unit acele cinci despărțiri pe care trebuia să le unească Adam în rai. Că Dumnezeu a lăsat cinci separări între cer și pământ, între bărbați și femei, între rai și iad, între pământ și rai, între creat și necreat. Și aceste cinci trebuia să le surmonteze, să le depășească Adam, să le unească, să nu mai fie această despărțire. Și el trebuia să le unească prin ascultare de Dumnezeu, să se îndumnezeiască. Și neputând a venit Fiul lui Dumnezeu și ne-a salvat. Prin întruparea sa, prin această mare smerenie, că a unit creatul cu necreatul.
cel nefăcut, cel nezidit, s-a făcut om, trup asemenea nouă. E mare smerenie. Că diavolul n-a înțeles, n-a putut să înțeleagă cum să doarmă Dumnezeu, să mănânce. Nu se poate așa ceva. Știm că Dumnezeu e în tot universul. E mai înainte de toate, întru toate și mai presus de toate. N-a înțeles smerenia. Și de aceea i-a îndemnat pe evrei să-l omoare. Și l-a omorât pe nedrept. Și fiind fără de păcat, iadul n-a putut să-l țină. Și l-a înviat și a izbăvit firea omenească din această robie, prin durere și prin moartea sa. Ne-a izbăvit prin durere de toate păcatele, prin acele ocări, prin răstignire, prin pironire, mâinile care s-au întins pe pom, au pătimit durere, picioarele, urechile au suferit hule, bătăi și toate celelalte. Deci prin durere și moarte, Fiul lui Dumnezeu ne-a mântuit. Și înviind ne-a dat această unire cu El. Deci numai crezând în Iisus Hristos, El e singura poartă care duce spre cer. Numai unindu-ne cu El de aici, din viața aceasta, și făcând voia Lui, poruncile Lui, El crește în sufletul nostru de la botez, împlinind poruncile și ne dă nemurire și nestricăciune după moartea aceasta. Și să nu vă temeți de moarte. Vedeți grăuntele, îl pui în pământ, putrezește, dar de acolo răsare spic. Spic cu rod mai mult. Și zice, până nu putrezește acolo, până nu fermentează, nu aduce roadă. Așa și noi trecem prin moarte. Dar Dumnezeu va învia trupul acesta la judecată. Îl va învia la trâmbița aceea și va da nemurire acum și nestricăciune și va face trup duhovnicesc, trup subțire, cum e sufletul. Așa de mult dorește Dumnezeu. Asemenea Lui, slava învierii Lui Hristos o moștenim toți. Vedeți, frățile voastre, deci prin această unire Hristos a alcătuit biserica și în felul acesta a arătat că principiul prin care omul se mântuiește nu este altul decât jertfa de sine. Adică a arătat prin această jertfa sa, numai prin jertfa de sine și prin dragoste, omul poate să scape de egoism, poate să scape de această robie a materiei, de această răutate din lume. Prin rugăciune, spun Sfinții Părinți, și prin iubire, sufletul se strămută în Dumnezeu și se întrupează în El. Vedeți, frățile voastre, prin milostenia pe care o faci față de săraci, sufletul se strămută în cel sărac. Prin iubirea de frați, sufletul se strămută în frați, se întrupează în ei. Și să vă spun o taină mare pe care am căutat-o toată viața mea, atât de mult mă frământ aceste griji ale lumii, pentru că nu parcă te ține niște ghiare, o robie a trupului acesta și nu poți să parcă să te ridici spre Dumnezeu, să ajungi și tu la acea sfințenie pe care au trăit-o sfinții pe pământ, să scapi de aceste gânduri, de aceste lupte cu păcatul, să scapi mai repede. Și am găsit la un sfânt ce îmi doream de zeci de ani căutam. Deși aș fi vrut poate să-mi descopere Dumnezeu pentru viață curată, dar m-am bucurat totuși că am găsit așa. Și spune așa, tot un univers acesta urmează principiul lui Iisus Hristos, această jertfă de sine. Tot în lumea aceasta poartă o rațiune, iubiții mei, toate îl arată pe Iisus Hristos. Și spune așa, însăși lumina pe care o izvorăște soarele și care are lumina unită cu el, se jertfește. Ea spune, se jertfește pentru toate ființele, slujindu-le și întrupându-se în ele. Vedeți, frățiile voastre? Deci lumina slujește tuturor ființelor. Se jertfește, le slujește și se întrupează în ele. Vedeți, frățiile voastre, intră soarele noastre, le întărește. Intră soarele în baterie acum, că aceștia ne iau curentul. Și avem lumină fără să mai plătim atâtea dări la ei, chipurile. Deci, vedeți, frățiile voastre, intră soarele în frunze,
se face acea fotosinteză, se hrănesc roadele, florile, crește copacul, aduce roade, dar lumina se întrupează în plantă. Ați văzut? Deci, nu numai deci, toate urmează principiul acesta jertfei de sine. Aceasta este temelia vieții și a existenței de pretutindenea. Acesta este taina universului. Și pământul, și apa, și aerul, toate se jertfesc. Și mama pentru copilul său, și toate în lumea aceasta, mineralele, tot ce există, totul se jertfește. Că stăpânul universului, Iisus Hristos, care a creat totul prin El și pentru El, toate îl arată pe El. E o taină a universului. Deci vedeți cât de urât este egoismul, lăcomia, zgârcenia și toate celelalte. Deci ne mustră și materia aceasta. Ele se jertfesc urmând stăpânului. Deci dacă cauți în ele, au rațiunea aceasta și toate converg spre El, îl arată pe El. Ce face Dumnezeu, aceea facem și noi. Dar omul, iată, este singurul egoist. Adună numai pentru el, lacom. Chiar îmi spunea cineva, a murit un colonel. Au cărat o zi, au venit la poliție și au păzit intrările. Acolo au cărat o zi întreagă, veselă, acareturi, ce avea, o zi întreagă au cărat. Nu mai puteau să le scoată din casă. A plecat, n-a dat la nimeni nimica. Are vreo plată? Nu are. Iată ce face lăcomia. Iată ce e omul, acea căpușă care se înfinge acolo, în crusta oii și stă acolo. Acel verme, cum spune, pismaș, care se închide în coconul lui și stă acolo, omul. Și iată spre ce este chemat, spre ce măreție este chemat el să trăiască, spre aceste nemărginiri dumnezeiești. Așa, iubiților credincioși, deci Iisus Hristos este totul pentru noi. Și toate lucrează la desăvârșirea trupului, a bisericii, în biserică. Și tot se întrupează în Hristos prin jertfa de sine și Hristos în cei care se jertfesc pentru El. Vedeți, este o dragoste. Deci, de aceea trebuie să luptăm cu noi, cu boala, cu neputința, până la sânge. Mor pentru Dumnezeu, pentru dragostea aproapelui meu, pentru biserica Lui, pentru adevăr, că voi învia într-o slava Lui Hristos. Împreună mă răstignesc cu El, cum spune, împreună voi învia cu El într-o slavă, că El împreună suferă cu noi. El, vedeți, frățile voastre, El nu e departe, El e aici, înăuntru nostru. El se întrupează în noi, de la botez, și stă cu noi, să crească în noi. El nu fuge, asta e frumos. Nu-ți lasă, ia casa mea, ia mașina mea, sau și-am plecat. El se întrupează în tine. Și vedeți, și materia face. Luăm din pământ minerale și hrănim plantele, udăm, ne dă tot pământul. Îl sărăcim, îl secăm, niciodată ne nu oprește. Și acele care luăm din pământ poartă în plantă. Se întrupează în... Vedeți, aceasta este dragostea. Se jertfește, adică slujește. Se jertfește, slujește și se întrupează în om. Așa a făcut Fiul lui Dumnezeu. Deci de aceea jertfa aceasta de sine este drumul pe care noi trebuie să mergem și prin care putem birui. Și nu vă uitați că pierdem sănătatea sau viața aceasta. Trebuie să ne lipim de Iisus Hristos și să nu-L vindem. Să nu vindem adevărul. Vedeți, frățile voastre, vrea să se distrugă biserica. Se lucrează să distrugă tainele. Ați văzut, a început cu Sfânta Liturghie în pandemie, să vii cu lingurița. Cum să vii cu lingurița? Dar nu vii la izvorul vieții. Nu e Hristos în Sfântul Potir. El nu este doctorul sufletului și al suflului. El vine să te omoare. El nu vindecă tot, nu este atotputernic. Cum să te îndoiești de... Nu mai fii. Înseamnă că n-ai credință. Vedeți cum strică Sfânta Liturghie. Ați văzut acum cu acel preot, Alexa, ce a mai dat, mediatizează totul. Aceste prostii, ca omul să nu mai vină la mărturisit. Să nu faceți lucrul acesta, mărturisiți-vă păcatele cu toată credința. Că spunea Mântuitorul într-o vedenie la Sfântul Nifel al Constanțianii,
când a privit spre la al șaptele veac, a văzut munți de păcate nemărturisite și plângea. Deci păcatul ne oprește, iubiții mei. Trebuie urât păcatul, lepădat. Trebuie scos din... Păcatul este un mic iad adus în sufletul nostru. În momentul în care ai început să faci păcatul, îți aduci iadul, neliniștea, moartea. Îți însemânțezi în tine iadul prin lucrarea păcatului. Trebuie urât păcatul, disprețuit și chinuit să facem virtuțile. Deci am spus, vor să strice Sfânta Liturghie, ați văzut mărturisirea, ați văzut botezul. Nu mai botează prin afundare. Îi omoară din fașe pe acești prunci, le închide poarta mântuirii. Că dacă nu-ți botezați prin afundare, nu se închipuiesc în ei moartea și învierea lui Hristos. Că aceea închipuie afundarea, moartea și în ridicarea din cristelniță, din apă, închipuie învierea și șederea în mormânt 3 zile și 3 nopți. Și nefăcând așa, nu are în el sădit pe Hristos, cum sădește altoiul de pom sălbatic, sevă cu sevă. Și nu se lucrează în el taina. Și ca un avortat, sufletul lui nu se unește nefăcând taina. Credeți că de aceea nu degeaba pere Ucraina? Sau credeți că Europa e mai bună ca Ucraina? Că l-au pus pe Papa și l-au scos pe Hristos din Europa? Nu, iubiții mei, în momentul în care sufletul părăsește trupul, trupul se putrezește. Ați văzut, e hoi, materie, pământ. În momentul în care omul scoate pe Hristos din viața lui, el ajunge la nebunie, ajunge la sinucidere, ajunge la deznădejde. Așa va ajunge Europa, că l-a scos pe Hristos din viața lor și se va distruge totul. Negreșit urmează aceasta. Dacă sufletul părăsește trupul și se putrezește, dar coțându-l pe Hristos, negreșit se va întâmpla așa. Și vedeți toată economia țării noastre, cum a ajuns paragină, cum o vând aceștia sub ochișorii noștri, cum vin ei și iau toată averea țării, cum cară de aici din muntele acesta piatra și să îmbogățesc pe spatele țării, pe munca muncitorilor și nu putem face nimic. Și cine sunt ei? Sunt. Spunea primarul, nu plătesc nimic, nici 200 de lei dau impozit, atâta în bajocură. Și vedeți, Dumnezeu ne arată, v-ați bătut joc de sărbători, v-ați bătut joc de duminici, epoca de aur, ați distrus bisericile, iată acum, le vând toate și le iau străini și ne ia și pământ și ne ia și tot. Pentru că lumea l-a lepădat pe Hristos, de aceea, iubiții mei. Și așa vor să distrugă și mărturisirea și botezul. Dar frățile voastre să căutați oameni care lucrează cu frică de Dumnezeu, care lucrează aceste taine, gândind ce este Dumnezeu și ce este omul și unde merge omul. Așa, iubiții mei, bunului Dumnezeu să fie slavă și cum se învețe, am învățat. Să trăiesc, Dumnezeu.